dacă sunteți iubitori de plante, atunci din casa dumneavoastră nu trebuie să lipsească măcar un ghiveci cu aloe vera. Nu doar că vă ajută să vă păstrați casa mai curată, dar puteți să folosiți frunzele plantei pentru tratamente cosmetice sau să obțineți un suc sănătos și hrănitor. De pildă, aici avem un ghiveci cu aloe vera. Frunzele acestei plante pot fi tăiate, iar sucul poate fi obținut prin stoarcere. Acesta este un soi de aloe vera care se folosește doar în tratamente cosmetice, iar această aloe vera, care ajunge la maturitate la această dimensiune, poate fi folosită pentru suc. Plantele de aloe vera nu sunt pretențioase atunci când vine vorba de grija lor. Nu le place lumina puternică și nici apa multă. În rest, mai au nevoie doar de un ghiveci potrivit și de dragoste. În schimb, vor fi un fel de sanitarul casei, deoarece aloe vera reține mucegaiul și bacteriile. Da, deci am ajuns la concluzia că la, atât la aloe arborescens cât și la aloe vera îi place foarte mult semi-umbra. Au o culoare verde, stând așa în semi-umbră, și față de cele care stau la lumină, care capătă o culoare, un verde mai deschis și o culoare roșiatică. În serele Universității de Științe Agricole Cluj, studenții și profesorii îngrijesc de 10 ani aloe vera. Au două tipuri, aloe vera arborensis, folosită doar în industria cosmetică, și aloe vera folosită și alimentar. Se folosesc din aloe geluri, creme și chiar mai nou în sucuri. Gelurile și cremele au în mod special o acțiune cicatrizantă, iar intern este bună digestiv sau mai nou se fac încă cercetări pe această specie de aloe pentru boli mai grave cum ar fi cele de cancer, de sida și tuberculoză. Plantele de aloe vera se înmulțesc ușor. E suficient să aveți un ghiveci cu o singură plantă care face pui și dacă vreți vă puteți umple toată locuința cu aloe vera. Cum să producem răsadul de aloe? Luăm un ghiveci, să zic, 10 pe 9 sau 10 pe 10, în care punem turbă. Noi folosim de obicei turbă. După care mergem la planta de aloe și observăm că are foarte mulți pui. Înmulțirea se face pur și simplu prin smulgerea unui pui din sol. Așa. Și chiar dacă nu are rădăcină, noi îl punem în turbă, punem butașul de aloe în turbă și în circa 2-3 săptămâni își va forma rădăcină și se vede imediat efectul formării rădăcinii când planta începe să dezvolte. Plante de aloe vera găsiți de cumpărat la magazinul USAMV Cluj sau la târgurile dedicate producătorilor agricoli. De exemplu, un stand cu aloe vera de vânzare va fi amplasat mâine în Cluj-Napoca la un târg al produselor agricole, toamna la H33. Și o aloe de acest tip este undeva la 10 lei. O specie de asemenea de aloe vera barbadensis se vinde undeva la 50 de lei.